O zi caniculară, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor depăși 37 de grade la umbră în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Mai multe amănunte despre evoluția vremii aflăm de la meteorologul de serviciu, doamna Meda Andrei. Bună dimineața, vă mulțumesc mult că sunteți în legătură telefonică directă cu noi. Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă în acest sfârșit de săptămână? Cum va fi vremea? Ce noutăți aveți? Bună dimineața și bine v-am găsit. Astăzi ne așteaptă o vreme bună. Dacă facem abstracție de temperaturile de care vorbeați dumneavoastră, care sunt destul de ridicate și pot urca până la 37 de grade în lunga Dunării, restul, vreme numai bună de mers la mare și la munte, pentru că doar câțiva nori după amiaza pot să-și facă apariția și puțin probabil să și plouă. Mâine o să înceapă destul de bine această vreme, chiar până spre seară. Temperaturile vor fi ceva mai scăzute în partea de vest și de nord-vest a țării. În continuare să avem valori de 34-36 de grade în centru, în sud și în est. Iar în ceea ce privește ploile, acestea încet încet spre seară își vor face apariția în regiunile vestice și nord-vestice. Pe parcursul nopții de duminică spre luni se înmulțesc ploile și în Transilvania, pentru ca luni să avem averse cu descărcări electrice, intensificări de vânt, condiții și de grindină, inclusiv în partea de sud și de est a țării. În plus, luni temperaturile vor scădea în mare parte din țară și dacă în vestul țării nu vor mai depăși 20 de grade în nicio localitate, aici, în partea de sus, să se mai înregistreze aproximativ 33 de grade Celsius. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Meda Andrei, nu mai avem timp. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații, așadar, în acest weekend, la munte, la mare, este vreme bună, de luni încep ploile. Vă mulțumesc pentru atenție, urmează colega mea Sabina Iosub cu BEU, iar noi ne revedem la ora 10 fix.